ziua, prieteni! Astăzi avem un plan panourile solare. După cum știți, unii, mai am aici două panouri la 2 metri și ceva, câte 450 W. O să fac, după modelul ăsta, eu am să fac scheletul, pentru că așa am văzut în majoritatea locurilor că sunt făcute. Ia să mă uit eu. Salut, Neavărel! Iată, am făcut eu o leacă de loc pe aici, prin căsuță, să traversăm. Și am dus barele aici. Am mai toaletat un pic din cais, crengile care erau lăsate, din vișnul ăla. Am pus aici, le-am pregătit pentru a le da afară. Și o să fac de aici, din vișnul ăsta. Așa. Până acolo. Să-mi intre 7-8 panouri, să-mi intre 8. Intră mai multe, dar eu las loc, că dacă fi ceva, mai pun aici 3 panouri. Fac pentru 9 panouri. Cât intră, fac tot terenul ăsta. Mai încolo să-mi întindem o dată la plajă pe asta. Să ne luăm trepiedul, bateria externă, casa încă e în construcții. Ia să vedem ce avem pe aici. De ce credeți că m-am îmbătat, auzi? M-am închedecat de banca de la Matiz. În loc să o dau pe aia de dreapta, am dat-o pe aia de stânga băietului ăla, care am trimis fosila. Și ne apucăm de treabă, dar totul pe rapid, cred. Bineînțeles, o să fie și filmat normal, dar hârlețul, toporul e dincolo. Și mă gândeam eu la o idee. Ce ar fi să aduc piscina, să o umflu, să o pun aici pe pista asta? Că dacă o să lucrez acolo la săpat gropi și aia și aia și sudat și aia, mă gândeam să fie piscina băgată în... să pun o leacă de apă, să avem un nini scăldă. Asta să pun dacă... Am găsit. Bă, dar nu-i piscina, frate, asta. Haide, capul meu. Uite, asta e saltea. Saltea cu pânză. Și asta e racheta. Racheta lui Darius. Haide, capul meu. Saltea, băi. Nu-i s-o caut în pod. Ei, cam așa au ieșit acum, piscina curată, frumos, elegant, era verde. Uite că s-a mai dus apă la cupăcelul ăsta și cât lăsăm să curgă aici, am spălat și prispa tot, cât lăsăm să curgă apă în... și spălăm și furtul un pic, să ne murdărim apa. Așa. Am pus după.
Hai mă, tată. Nu prea le-am cu găurile astea. Aș căzut o muscă. Da, și intră Marian la săpat. Mamă, e canicul afară. Ce fel bate soarele. Și asta o să fie o minune. Uite, era mai șmecher dacă băgam asta la ciubăr. Băgam cu capul. Așa aici ne băgăm capul la fund, dacă o punem până la al doilea element. Ca în Suceava, la prietenul nostru uman, la ciobăr, la ciubăr. Făceam și focul din plastic acolo. Se încălza o leacă. Da, ai din plastic. Arde soarele azi, nu se poate. Hai să mă duc să aduc hârlețul. Hai să mai dăm un pic apă aici, că am spălat un pic cimentul, așa, uite așa, și ne apucăm de treabă. Un hârleț am găsit, dar un om să străpe acum, hai de capul meu. Da, prieteni, trebuie să fac un traseu, eu n-am proiect, n-am nimic, dar de aici. Ia. Am, stai. Ia. Ia câte așa. Până în Vișin, acolo. Până în gard, aproape. Vișin, oricum, e aproape uscat, e sălbatic. Da. Ăsta e planul. Să lăsăm copăcelul ăla acolo. Oricum, în spate. Sau cum să facem noi. Azi din câți metri sunt până acolo în gard. Deci 1, 2, 3, 5, 6. Exact cât o țavă din asta. 6 metri, 6 panouri. 7, 8. Intră exact până acolo. Dar dacă facem până în bordură, intră 7 până în Vișin. Să lăsăm copăcelul în spate. La panouri. Ha? Dați-vă voi o idee. 7 panouri de aici până în Vișin. Că are un metru lățime panou. Și copăcelul să rămână în spate. A nu, eu vreau aproape, cât mai aproape de zarzăr aici. Așa. Era bine și aproape de casă. Și mă duc, dar nu iese de cais. Cais l-o antaletat deja, uite acolo. Da. Aici e planul. Copăcelul cred că o să dispară și o să-l mut dincolo. Da. Bine că apa curge. Să avem apă descaldat. După muncă, dar să vedem cât mucim, cât putem pe căldură. Da. Limba. Da. Ia. Pus calul meu. Am băgat 5 casoane de ăsta de apă. La 6 le-am oprit, am zis. Hai să punem și cum plantăm copăcelul ăsta. Că trebuie să mai deze și un mal. Bără, nu știu cum o să subie de frate azi ăsta pe. Hai, rămâi cu bine. Ia vezi, Dar, este drept așa? Da. Îți zici tu că e drept? Uh-huh. Mai tu zici numai să scăzi din ei. O să vrească acum să tai fișul ăsta. Pentru că mai trebuie încă o gaură. Să ajungem la 8. Darius? Mm. Yeah.
8 metri vine până aici, ăla îți duce încolo. Panourile se vină mai sus, cred că nu are treabă cu ăla. Să mai mâncă în câte ori și în două, dacă... Îl las să-l mai tai după aia, nu? Că nu se vede rău. Da, ăstea-s găurile. Din 2 în 2 metri. 2, 4, 6, 8. Da. Cred că fac până în gard, în capăt. Găurile și cu astea toate, da, fac până acolo. Dacă o fi să punem mai multe, punem mai multe. Și pe parcurs, dacă o fi, tăiem și copacul de tot. Acum mai venim cu un rând la o distanță de un metru până aici. Așa. Și ne ridicăm cu triunghiuri. Da? Da. Dacă vine căldura, Darius, ne băgăm la piscină. Uite ce am băgat aici. Apă. Ori la ciubăr, ori la piscină. Unde vrei? Zi-mă unde vrei. Zi nicăieri. Vreau la somn. Hai de pa. Te duci la somn, da? Da, unde? 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 La sală. Aici nu vii să vezi ce fel de mușchi faci. Japonezi.
n-avem ce să facem cu jumătate, Vision. Nu facem... Da. Nu facem panoramă, ori parc. De panou, oi, livadă. Livadă pe partea asta, știi? Aici o să mergem până în gard. Da. Exact planul dinainte. Eu n-am avut un plan fix. La fața locului facem. Facem exact la fața locului. Aici încă două găuri. Una, două. Una, două. Și cam atât. Vedem acum. Am deliberat locul de tot. Scoatem cruciata asta de aici. Sau o tai la nivel. Da, și acum să vedem cât spațiu avem. Avem 8 metri și cred. În cap 10 panouri. 10 panouri în cap aici exact. Mișto. Așa, te am vrea să creștem puterea de energie. O să mai punem în comun în rând mai sus. Dar eu zic că 10 panouri. La 3,3 kW se pun în jur de 8 panouri, 7. Uitați cum am trasat, exact 10 metri până acolo. Aici mai rămâne un metru. Stanța pentru față. Să vină la un metru. Da,
meargă șterse de jos, panoul din o scârbească pe uși casă cu hamuri, cu tot ce trebuie. Cum teu, cum... Să luăm ușurel așa. Cacuși în căzăștia. Acum o să măsurăm distanța de aici între ele. Ia să punem la mijlocul găurii. Așa. Să fie 1 și 15. O să ai acolo. 1 și 15. Aici. 1 și 15 la mijlocul ei. Măsurăm o dată. După aia plecăm strâmbii cu toate. Dacă ne luăm după ăsta, până la jumătate de ori să aibă 1 și 15. Exact 1 și 15. Aia e. Și mergem înainte pe rapid. A luat ceva timp să le termin pe toate. 8, 10, 12, 14. 14 am zis? 14 găuri am zis? 2, 4, 6, 8, 10, 12, mă. 2, 4, 6, 8, 10, 12, mă. 12 găuri. Pătrate cât hârlețul, cât lama hârlețului și adânci cât se văd, tot cât lama hârlețului. Altele le-am văzut doar o talpă cât o bordură de trotuar. Dar eu nu, le bag în ciment, le fac mustăți și o să iasă ceva pe cinste. O să iau și antena aia de la casă, că rugini tabla, și o să mai fac și din ea. Și ne auzim la un alt episod, cred. Deja ăsta e prea lung. Da? M-am salutat și numai bine.